O femeie de 81 de ani a fost amendată de polițiști din cauza că a traversat strada prea încet. A început să traverseze când semaforul era verde și, până să ajungă pe partea cealaltă a drumului, s-a făcut roșu. Spuneți-mi și mie, știe și lumea, câți ani aveți? 81. Ați mai trecut pe roșu până acum vreodată? Nu. Și de data asta ați trecut? Am pornit pe verde, dar s-a schimbat când eram eu pe la mijloc. În imaginile surprinse de un trecător se vede cum femeia se află lângă mașina poliției, iar un agent îi scrie amenda. Femeia a recunoscut că merge mai încet, având în vedere vârsta. Vă amendează pentru mers încet pe verde. Da, mă amendează, dar am trecut pe roșu. Deși se află într-o situație care îi dădea dreptul să fie furioasă, femeia îi face semn celui care o filmează să se oprească, fapt ce a stârnit admirația internauților care au vizionat clipul. Doamna de 81 de ani nici nu a încercat să-i convingă pe polițiști să nu o amendeze.